rece și ploi, ne promit meteorologii pentru zilele de odihnă. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ploi pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă începând de vineri 13 septembrie până duminică 15 septembrie. Potrivit meteorologilor, pe 13-14 septembrie va ploua puternic, iar cantitatea de precipitații va atinge 15-25 de litri pe metru pătrat. Pe 14-15 septembrie, pe aree extinse, se vor semnala intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În zilele de odihnă, temperatura aerului va scădea în timpul zilei, variind între plus 14 și plus 19 grade Celsius, iar noaptea între plus 8 și plus 13 grade. Ștefan Fiul, comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, a declarat într-un discurs ținut în plenul Parlamentului European că nu cunoaște cauze legale ce ar justifica embargoul pus de Rusia pe vinurile moldovenești. El a declarat că organele de control alimentar din cadrul UE nu au găsit probleme de ordin sanitar igienic la produsele importate din Moldova. Astfel, Europa va continua importarea vinurilor și a altor produse agricole din țara noastră. Oficialul european a declarat că UE va analiza chiar o posibilitate de a mări cota de import a vinurilor moldovenești. De asemenea, Uniunea Europeană va trimite în Moldova un grup de experți care vor ajuta la înlăturarea problemelor cu care se confruntă câteva din ramurile economiei noastre. Partidul Acțiunea Democratică face apel la solidaritate și propune crearea unui comitet de salvgardare națională în legătură cu interdicțiile impuse de Federația Rusă față de vinurile moldovenești. Propunerile respective au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă de către liderii formațiunii. Președintele PAD, Mihai Godea, a lansat un îndemn la rezistență în fața presiunilor Rusiei, avertizând că următorii pași vor fi integrarea cu forța în Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan. Noi credem în capacitatea societății moldovenești de a rezista solidar și demn împotriva presiunilor Federației Ruse. Admirăm loialitatea și eficiența alianțelor noștri europeni și apreciem solidaritatea de care au dat dovadă în aceste zile. Avem convingerea că partenerii noștri europeni, între care un loc special îl ocupă statul român, vor avea și voința politică și capacitatea economică de a sprijini Republica Moldova. Vicepreședintele PAD, economistul Viorel Chivriga, a calificat decizia Rusiei ca fiind una politică, sublinind că dacă la privatizarea întreprinderilor vinicole moldovenești ar fi participat antreprenori din vest, problemele puteau fi evitate. Dacă aveam întreprindere cu capital străin din vest, din Franța, din Spania sau din alte țări care sunt considerate țări din topul țărilor producătoare de vinuri, probabil că era o mai mare atenție din partea Rospotrebnadzorului privitor la acuzațiile care sunt lansate. În vederea redresării situației, liderii PAD au propus crearea unui comitet de salvgardare națională și crearea unui fond special de susținere a producătorilor. Prim-ministrul Iurie Leancă s-a aflat joi într-o vizită de lucru în raionul Glodeni. Premierul a trecut pe la fabrica de zahăr din Glodeni, care își va începe noul sezon de producere pe 25 septembrie. Noi suntem practic la începutul procesului de procesare în anul acesta. Este și ciclu de prelucrare a sfetlei. Începând de la punctul de achiziționare și depozitare a sfetlei, spală, vine aici, o taie, merge în aparatul de fuzi, unde respectiv se, prin procesul de difundare, se extrage zahărul din sfer. De asemenea, prim-ministrul a vizitat întreprinderea de creștere și prelucrare a nucilor din satul Ciciulea, fondatorul căreia este un investitor austriac. Tot joi, Iurie Leancă a vizitat întreprinderea mixtă moldo-italiană Grupo Duie din satul Sturzovka, raionul Glodeni. Managerul întreprinderii, Marian Spiniuc, a precizat că aceasta a fost fondată în luna septembrie 2010 și toată marfa este exportată. Premierul a menționat că guvernul întreprinde măsuri pentru promovarea exportului produselor autohtone pe piețele internaționale. El a subliniat importanța asigurării calității producției și competitivității ei. Moldovencile trec mai des pe la medicul de familie decât bărbații și apelează mai frecvent la medicamente. Asta arată datele unui studiu realizat de Biroul Național de Statistică. Astfel, anul trecut, aproape 26% dintre femei au beneficiat de asistența medicală primară, în timp ce la medicul de familie au ajuns în aceeași perioadă 9% din bărbați. Totodată, rata de spitalizare a femeilor este mai ridicată, 26%, comparativ cu 17% la bărbați. Fie că au mai multă încredere în medicamente, fie că sunt
sunt mai bolnăvicioase, 40% dintre femei au apelat la preparate medicamentoase, în comparație cu 25% din bărbați. Studiul a fost realizat de către Biroul Național de Statistică pe un eșantion de 3.424 de respondenți. Așa l-au întâmpinat elevii, dar și profesorii pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în instituția lor. Gimnaziul numărul 1 a beneficiat de mijloace financiare din partea guvernului american pentru reparația blocului sanitar, ospătăriei, dar și bucătăriei. După reparație, cantina gimnaziului, care n-a mai fost reparată capital de la fondare și care se afla într-o stare avariată, acum arată ca nouă, cu gresie și faianță pe pereți și podele, lavoare și tehnică modernă la prepararea bucatelor. Avem o cantină nemaipomenită, când intrăm în ea să fim foarte fericiți, așteptăm la masa cu bucurie. Era foarte neplăcut, dar eram cum era, așa mâncam. Erau mulți, acum mai grăpere mai mare, mai frumoasă și ne simțim mai bine. Banii pentru reabilitarea cantinei, bucătăriei, dar și al blocului sanitar vin în urma unui proiect implementat de către programul umanitar al compartimentului european al forțelor armate, ale SUA. Well, there's a process. Există un proces de selecție prin care trec diferite instituții și această instituție a avut cea mai mare nevoie de ajutor. Potrivit directorului instituției, cantina proaspăt renovată este multifuncțională. Când vor scoate mesele, încăperea ușor se transformă într-o sală de festivități. Eu cred că condițiile și la învățătură se vor schimba și condițiile de muncă ale angajaților ospătăriei va fi foarte bine. Deci este o plăcere să intre într-un local bine amenajat. La eveniment, ambasadorul a menționat că la Soroca, guvernul SUA va mai reabilita și stația de pompieri, iar cea mai mare investiție este făcută la drumul Sărăteni-Soroca. Nu este primul proiect care este finanțat de guvernul american și sperăm pe viitor vom avea și alte proiecte comune. Costul proiectului implementat la gimnaziul numărul 1 din orașul Soroca este de $140.000. Lucrătorii și asistenții sociali din raionul Cimișlia și-au marcat ziua profesională la o manifestație solemnă, unde au evoluat rezultatele activității timp de un an. În perioada de activitate a lucrătorilor și asistenților și toți angajaților s-au dovedit a fi niște profesionaliști în rezolvarea problemelor sociale, de aceea le dorim în viitor să mai schimbe o modalitate și atitudine față de asistența socială din punct de vedere ca să fie mai asigurați, mai dotați, mai motivați, ca să aibă un motiv mai mare pentru activitate. Cei aproape 70 de angajați în sfera socială din raionul Cimișlia au fost apreciați, iar cei mai activi dintre ei au fost menționați cu diplome din partea Consiliului Raional, a Direcției Sociale și alte organizații. Noi avem în raionul Cimișlie o echipă destul de unită, consolidată, responsabilizată, cu potențial foarte mare de a rezolva problemele sociale în raionul Cimișlie. Lucrătorii sociali dau dovadă de responsabilitate, de înțelepciune, toleranță, se implică în rezolvarea tuturor problemelor. Sunt alături de oameni în momente cele mai complicate. Problema, cred că cea mai stringentă pentru toți sunt salariile mici comparativ cu munca mare pe care o fac persoanele, pentru că nu se termină ziua de muncă, nu se începe la 8, se termină la 5. Practic, și pe drum, și la telefon, și consultații dăm, și avem nevoie de multă răbdare. Omagiații spun că se mândresc cu munca pe care o fac, o consideră o activitate nobilă, în rezultatul căreia cele mai dezavantajate pături ale societății beneficiază de susținere, sprijin și asistența necesară pentru a depăși situațiile de criză din viața lor. Ajutăm bătrânii care sunt mai vulnerabili, datorită lucrului nostru, prin comunicare vedem de ce are omul nevoie, de ce beneficiarii noștri suferă. Au nevoie de medicamente, mergem la medic. Are nevoie de lemne, mergem la domnul primar. Toate greutățile, toate bucuriile le împărtășește cu lucrătorul social. Serviciul de asistență socială nu glomează doar asistență social comunitar, ci și o serie de servicii noi, alternative, deschise ultimii ani. Astea sunt două echipe mobile, este asistența parental-profesionistă,
este centru pentru protecția familiei și a copilului din Cimișlia. Serviciile alternative vin să ajute părinții cu recomandări și sfaturi, cum să acorde mai mult atenție copiilor, cum să lucreze cu ei pentru aceea, ca ei să fie reintegrați în societate. Ziua profesională a lucrătorului din domeniul protecției sociale este marcată în Republica Moldova în fiecare an în a treia duminică a lunii septembrie. Membrii Fondului pentru Tineri au avut o ședință cu președintele raionului Soroca, Victor Său. Ședința a inclus discuții despre ce este Fondul pentru Tineret și care este scopul lui. Ideea principală a Fondului pentru Tineri este ca să învățăm tinerii singuri să-și acumuleze resurse financiare, singuri să stabilească prioritățile pentru care ei vor administra aceste resurse financiare, respectiv să stimulăm participarea tinerilor prin realizarea de proiecte. Deși sunt la început de cale, tinerii banchiri sunt plini de idei și își propun să atragă cât mai multe fonduri pentru ca viața tinerilor să fie una mai bună. Întâlnirea cu președintele raionului a avut ca scop, spun ei, promovarea fondului pe care îl reprezintă. Nu se aude, ne-a spus că va fi tot ok și ne va ține. Banii care vom acumula, Fundația este Europeană îl va dubla. Noi am să mergem prin toate localitățile din raionul Soroca și vom sponsoriza ideile, proiectele tinerilor care să vină către noi. Pe contul Fondului pentru Tineri sunt deja circa 3.000 de lei. Pentru ca suma să crească, tinerii vor organiza diferite activități în care va putea dona bani fiecare sorocean și nu numai. Am fost cu un covor pe care a fost scris Youth Bank și ceream ajutorul la oricine cine intra în magazin. Am colectat 2.581 de lei. Am mai planificat încă câteva activități până la sfârșitul lunii septembrie, un teatru pentru păpuși care îl vom organiza în licee, grădinițe, o excursie în Parlament unde la fel vom cere contribuția la parlamentari, la deputați ca să promoveze și ei fondul nostru pentru tineri. Ideea tinerilor i-a plăcut președintelui raionului. Victor Său a menționat că fondul pentru tineri va avea toată susținerea Consiliului Raional. Un proiect foarte interesant. Și am asigurat 100% susținerea din partea și a conducerii raionului Soroca și din partea Consiliului Raional, deoarece este vorba de dezvoltarea anume aici la noi în oraș, în raionul Soroca. Fondul pentru tineri a fost creat la inițiativa Centrului de Resurse pentru Tinere Dacia. Acesta face parte dintr-un proiect finanțat de Fundația Este Europeană. Suma care va fi acumulată de acest fond va fi dublată de finanțatori. Banii vor fi investiți într-o îmbunătățire a condițiilor anume destinate tinerilor.